Raluca Turcan. Da, doamna Raluca Turcan este o persoană care a ajuns și dumnea ei destul de sus. Dumnea ei știe cum și de ce. Pentru că, nu știu dacă ai observat, sunt promovați foarte mulți oameni care s-au născut în Ardeal. Da, dar nu de ieri de azi. Nu de ieri de azi. Un lucru care, într-o manieră cât se poate de serioasă, mă deranjează foarte tare. Pentru că, păi pentru mine domniile mă deranjează, lor, dar mă pasionează. Adică aș fi curios să știu de ce există proporția de-aia asta. De-aia am studiat și eu. Pentru că pentru ceea ce înseamnă inteligența românească este o sfidare. O sfidare. Pentru oamenii aceștia Eminescu nu există. Pentru că a fost moldovean. Ciprian Porumbescu nu există. Pentru că a fost moldovean. Da? Capitala culturii nu este la Iași. Capitala este numai la Cluj și la Sibiu. Acolo se întâmplă toate lucrurile bune în România. Și prin urmare, da? Se vede doar că este blondă, da? Trebuie să înțeleagă faptul că, în primul rând, trebuie să fie foarte coerentă. Nu numai în gândire, ci mai ales Dar în acțiune. Astrograma ce spune? Astrograma spune că va trebui să aibă grijă de pe poziția ei, de toți copiii săraci ai României. Da? Și în niciun caz, da, să nu se gândească că o karmă cum este a domniei sale poate să evolueze în sensul bun, pozitiv. Fals. Da? Deci nici aici nu e de foarte mult bine, nu, în astrogramă. În niciun caz. Și mă deranjează. De ce? Pentru că suntem mulți care luptăm în sensul ăsta și ei vin în continuare și ocupă poziții cheie într-o țară în care lumea are probleme grele. Susțin anumite grupuri, anumite interese. Fac în așa fel încât poporul practic este sfidat. Știu că postacii lor o să mă atace, o să zică, dar și eu o să zic și mai tare. Lucrurile au fost tranșate printr-un vot și... Da. Noi mergem mai departe cu materialul clientului. La croitorie, dacă vii cu suficient material, iese de un frac. Dacă vii cu mai puțin, iese de un spilhoz.